Salutare hudinașilor, astăzi plouă cu Robux și am aici o geantă plină cu Robux și o să-i cheltuiesc pe toți. Așadar să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Deja un abonat m-a găsit, frate, ia să vedem dacă mi-a mai scris ceva pentru că sunt super curios. Vrei să apari pe episod? Ia să-l întrebăm. Zicea că este un super fan, așadar hai să vedem ce scrie cel mai tare. Ia uite, m-a scris acolo Porțini. Wow, te salut. Bă, da, voi, gata, vrea. Este Mihai, îl vedem acolo în chat și astăzi o să-mi cheltuiesc toți Robux-ii. Ia să-i scriu asta, să vedem ce o să zică. Azi o să îmi cheltuiesc toți Robux-ii, frate. Stau așa că am scris greșit Robux-ii. Ia uite, mi-a scris acolo tare. Super. Hai să mergem până la magazin pentru că vreau să îmi cumpăr o grămadă de chestii, pentru că am o grămadă de Robux. Ia să vedem ce să-mi iau. Aș vrea să îmi consum Robux-ii pe chipsuri. Gata, îmi iau toate chipsurile din acest magazin. Toate sunt ale mele, frate, până termin toți Robux-ii. Și știi ce? Mai vreau și înghețată. Vreau tot frigiderul ăsta de înghețată să fie al meu. Mai vreau și pizza. Mamă, eu iubesc pizza, frate. O să mănânc toată pizza de aici. Și aș mai vrea și niște suc. Golesc toate frigiderele. Nu mai rămâne nimic aici. Și hudinașilor, vreau să vă spun ce mi se pare mie cel mai interesant pe Brookhaven. Adică ce ați putea voi să vă cumpărați cu Robux. Și pentru asta trebuie să dați pe coșul din stânga. Și dacă nu știați, există o grămadă de pesuri pe care le poți cumpăra cu Robux. O să-mi cumpăr pesul acesta primul, care o să mă facă invizibil și nu o să mă mai vadă nimeni pe Roblox Brookhaven. Da, ce tare ar fi să fie așa. Însă dacă nu știați, nu poți să cumperi pesul acesta invizibil. Momentan este aici, însă nu știm dacă se va adăuga ceva. Developerul probabil că se gândește să adauge un nou pes, însă noi nu știm asta în această clipă. Doar avem acest pătrat invizibil care nu ne ajută să cumpărăm nimic. Dar vreau să vă spun ce cred eu că v-ar ajuta pe voi dacă ați avea Robux și să vă cumpărați. Și cred că cele mai tari pesuri sunt următoarele. În primul rând, premium, care nu este atât de scump, dacă nu mă înșel, este 250 de Robux. Eu îl am deja, după care mi se pare super interesant să îți cumperi, de exemplu, pack-ul acesta de teme. Acesta este mai scump, cred că este undeva la 799 de Robux, și dacă nu mă înșel, l-am cumpărat și pe acesta. Opa, stai că a scos arma la 2, frate. Aoleu, abonatul mă aleargă cu arma în mână sau poate mă proteja de inamici. Cine știe, mă caută dușmanii. Protejează-mă, frate. Mihai, stai așa să-i scriu. Mihai, să ai grijă să nu vină dușmanii după noi. Să fii atent, frate, cu ochii în patru, să nu cumva să vină dușmanii. Ce amuzant mi se pare. Ceilalți văd că au venit după mine, însă nu știu dacă sunt abonați. Adică nu scriu nimic, doar aruncă cu bănetul. Bun, și acum hai să ne mai uităm încă o dată la pesuri, pentru că sunt super importante. Deci acesta cu temele mi se pare șmecher rău de tot. Ia uite, a scris acolo, da, boss, bine, Mihai. Așa, și costă undeva la 799 de Robux. Și mai avem pesul acesta pe care eu nu îl am, bro. Deci nu am pesul ăsta și vreau să pot mâna pe el, pesul cu mașinile. Iar acest pes costă și el tot 799 de Robux. Bau, e extrem de scump, însă trebuie neapărat să mi-l iau. Așadar, astăzi o să-mi cheltui Robux și pe acest pes. Ia uite aici, 799 de Robux și mai rămân doar cu 61 de Robux și după ce îmi cumpăr pesul ăsta, deci rip Robux sau dos, mamă, 799 de Robux. Hai să scriem aici în chat,
RIP 799 Robux. Gata, frate, s-au dus Robux-ii. Dar acum pot să folosesc mașinile cele noi, care mi se par superbe, adică acestea cu lacăt. Și de exemplu o să-mi iau camion, frate. Mi-am luat un camion, bro. Sunt cu camionul prin Brookhaven. Ok. Sunt cu camionul prin Brookhaven, frate. Mamă, ce ciudat arată. Băi, niciodată nu m-am plimbat cu un camion prin Brookhaven. Doamne, pot să-i schimb și culoarea la camion? Ia să-l facem verde, dar voi merge. Îl facem înapoi roșu pentru că vreau să fie furia roșie, bă. Ia uite, hutinașule, intră abonații, m-au prins. Oh, nu trebuie să îmi schimb mașina. Oh, ce mașină să-mi iau? Ia să mă gândesc. Cred că o să-mi iau o mașină de Formula 1, frate. Mamă, asta este cum mi-a furat mașina. Nu pot să cred, Mihai, mi-ai furat mașina. Gata, frate, mi-am luat Formula 1, am lăsat abonații și m-am tirat. Vrum. Uite, bă, că și-au luat și ei mașini. Stai așa că bag viteză maximă 200 la oră. O să văd dacă o să pot să întrec abonații. Băi, ce șmecheră e mașina asta de Formula 1. Mamă, niciodată nu m-am plimbat cu așa ceva prin Brookhaven. Aoleu, că m-am bușit. Bă, dar prind o viteză. Doamne, nu mă mai ajunge nimeni, dar nici nu pot să controlez mașina, ca să fiu sincer. A, uite-te și tu ce viteză are hudinașul. Și acum o întoarcere aici. Wow, șmecherie, băi. Îmi place super, super mult PES-ul acesta. Hai să vedem dacă putem să mai cumpărăm ceva, pentru că mai am încă 60 de Robux și o să-mi cheltui toți Robux-ii pe care i-am. Cred că o să mai încumpăr. O să-mi cumpăr ăsta cu cai, frate. E scump ăsta? Ia stai să vedem. Mi-ajung Robux și... Băi, dacă mi-au și PES-ul ăsta, mai rămân cu un singur Robux, frate. Deci uitați-vă aici jos, apare cu cât o să mai rămân. Deci mai am, oh, nu mai am 61 de Robux. Gata, îl iau și pe ăsta. Asta este, bro. Asta este, am rămas fără niciun Robux. De fapt, ba nu, mai am chiar un Robux. Deci nu pot să cred, am rămas chiar cu un singur Robux. Oricum nu pot să-l mai folosesc la nimic. Așadar, hai să vedem ce înseamnă PES-ul acesta cu calul. Trebuie să ne punem calul și cred că pot să fac mai multe lucruri cu acest cal. Însă nu mi-apare calul. Băi, stai puțin că vreau căluțul. Unde mi-e căluțul, frate? Calul, frate, unde mi-e calul? Vine Valu și mi-a calul. Oh, no. Aparent am cumpărat acest PES pe degeaba, nici măcar nu pot să-l folosesc. Cred că o să dau reloc să văd dacă merge. Înainte să reintrăm pe Brookhaven, vreau să vă arăt grupul nostru oficial de Roblox, care este acesta. Și dacă vreți, puteți să intrați, căutați vulpițele și hudinașii. Suntem deja 2639 de membri. Așadar, haideți să vedem cât de repede reușim să ajungem la 3000. Iar dacă vreți să vă luați bluzele noastre, le găsiți desigur la store. Aici sunt toate seriile și cu siguranță or să mai apară și altele. Opa, și am revenit pe Brookhaven. Sper să funcționeze calul. Sper că nu mi-am consumat toți Robux și pe degeaba, căluțule. Vino, căluțule. Uite-mi căluțul, băi, drăguțul de el. Oh, ce frumos e căluțul ăsta. Așa se mă urc pe el și vreau să văd acum dacă pot să îl schimb. Adică sper că nu mi-am cumpărat degeaba. Oh, uite, băi, pot să-l fac cu buline. Mamă, și cu floricele. Stai așa, să-i punem buline. Îl facem căluțul dalmațian. Mamă, câte modele avem aici. Wow, chiar nu mă așteptam la chestia asta. Deci aparent pot să schimbi căluțul într-o grămadă de feluri. Mama mia, chiar îmi place, mi se pare super interesant. O să-l las dalmațian. Să vedem ce mai putem să-i mai facem. Putem să-i schimbăm chiar și
culoarea pielii, gen dacă îl fac gri nu se vede din cauza la din cauza la textură, gen dar îl lăsăm așa dalmațian și vreau să văd culoarea la coadă. Poți să-i schimb culoarea cozii? Da, băi, eu am făcut coada albă și coama albă. Doamne, cum arată căluțul ăsta dalmațian. Ok, și poți să-i schimb și culoarea la așa? Mamă, eu fac roz. Ăsta-i căluțul suprem. Căluțul dalmațian cu șa roz. Cum arată, mama mia. Dar oricum mi se pare super, super amuzant acest pes. Acesta l-am luat la mișto, sincer să fiu. Adică nu știu cât o să folosesc căluțul, însă mi se pare foarte, foarte amuzant. Hutinașilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Am rămas fără Robux și așadar rupeți acolo butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!